Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod de Clash Royale. Bine, am mai avansat ceva în trofei, din câte puteți vedea, avem 2430. Avem și un quest aici, să deschidem acest free chest. O carte nouă de golem, foarte, foarte importantă, aș putea spune. Pentru că avem un deck nou, uite, avem și golden chestul ăsta. Ok, nimic important pe aici. New offer. Astea sunt. Uite, avem un ăsta. Și un epic chest de 9500. Hai să-l deschidem. Freeze, X-Bow, Guards, Goblin Barrel. Da, mă așteptam la mai mult, sincer. E bine, fraților, acesta este deck-ul nostru. Avem un Golem, avem un Witch, avem un Night Witch, avem un Skeleton Army, avem un Inferno Tower, un Elixir Collector, o clonă și un Zep. Uite, putem da în sfârșit apri la Golem. Asta zic. Cea mai tare carte din nume, Golemul. Ăsta e un deck făcut de Vasco, mi l-a făcut și e foarte, foarte bun. Am avansat ceva în trofei, din câte puteți vedea. Dăm și un unlock aici și haideți să intrăm direct în pâine într-un match. Să vă arătăm cum funcționează acest deck. Ok, din păcate nu avem pompa la dispoziție, dar nu e nicio problemă. Bă, da, asta vrea să pierdem elixir sau ce? Ok, mi-a pus unul aici. Sper să n-aibă același deck ca mine, că totuși ar fi aiurea. Ce pot să spun, dar o să fac asta. Și după o să fac asta. Și după eu o să-mi o iau. Dar nu e problemă că avem Zep. Bun, perfect. Acum avem toate cărțile de care avem nevoie. Avem pompa, avem golem, avem clonă. Și o să vă arăt... Oh my god, ok, ce facem? Nu am nicio soluție din păcate. Oh my god, nu mă așteptam să aibă balon. Chiar nu mă așteptam să aibă balon, frate. M-a luat pe nepregătite rău de tot. Mamă, ok. O să punem o pompă jos. Bă, cred că am răcit, frate. Asta mă enervează foarte tare. Bun, am pus... Oh my god, nu pot să cred. Da, tipul ăsta tocmai mi-a distrus pompa. Ok. Cred că deja a ghicit că am golem, dar sincer nu-mi pasă. O să-l pun oricum. O să pun golemul și o să așteptăm. Nu cred că are cărți să ne oprească. Bine, în afară de witch-ul ăla. Mă rog, nu prea pot să ne... Mine și wizard-ul ăla. Să vedem. Punem, nu știu, un Inferno Tower aici. Oh my god, ok. Da, degeaba am dat clona, chiar degeaba am dat clona, frate. Da, avem o mare problemă. Deci, tipul ăsta chiar are cu ce să se apere, din păcate. O să dăm un Night Witch, dar degeaba, absolut degeaba. Doar beție aia, da, mi-a luat turnul deja, frate. Mai dăm un golem, nu știu, frate, ce facem. N-am nici clonă, nici nimic. O să pun un Inferno Tower aici, ăștia. Mamă, uite ce mi-a pus ăsta, frate. Bă, dar n-am putut să-mi folosesc deck-ul deloc. M-a avut ăsta un deck să-mi ia absolut toate cărțile mele. Deci nu se poate. Cum, frate, să ai un deck exact counter pentru cărțile mele? Nu înțeleg. Mai e și barab sau ce dracu o fi. Da, și am uitat să vă urez, fraților, Crăciun fericit, că astăzi e Crăciunul. Nu uitați să apăsați pe acel buton de like pentru a câștiga cu acest deck, pentru că văd că momentan nu prea o facem. Și văd că lumea mă caută și mă enervează. Ok, punem un golem. Oh my god, ok. Bă, o să punem un Inferno Tower aici frumos, să se ocupe de acest Royal Giant. Da. Punem și un Zep. Asta zic, foarte frumos. Și a irosit mult elixir. Oh my god, chiar și a folosit mult elixir.
O să mai dăm și un Nightwish și după o să așteptăm foarte rapid să dăm clona. Deja o putem da. Ok, perfect. Și o să dăm ceva la turnul ăsta cu clona. Din câte puteți vedea, deck-ul ăsta merge extraordinar de bine. Deci ador deck-ul ăsta, mi se pare absolut genial. Și acum pur și simplu atacăm. Atacăm cât putem să-i luăm. Vedem. Și văd că îi luăm ceva. Mai are 500, frate. Adică 400, 300, 200, 300 mai are. Și am avut doar un push. Doar un push. Deci deck-ul ăsta, dacă nu, tipul nu are cărțile și așa, e imbatabil aproape, frate. Imbatabil. Oh my god, mi-a pus furnalul, frate. Urăsc furnalul. Oh my god, și Royal Giant aici. Oribil. Degeaba dai ăla. Ok. Ups. Ups. Ok, măcar am luat ăla, frate. Bun, acum suntem bine. Suntem suntem în program. Nu știu de ce am dat. Da, ce prost. Ce prost. Dar nici măcar nu o să mai am nevoie de nimic. Că dă un hit. Încă un hit. Încă un hit și am luat 3 crown, frate. Nici de-abia m-a atins tipul. Good game. O să-i dăm așa un good game și un sad emoji. Nu i-am mai dat. Ok, mai bine. După să-mi iau karma. Ok. Da, deci din câte puteți vedea, deck-ul ăsta este imbatabil. Deci Nightwish cu golem e cea mai tare chestie și cu clonă. Imbatabil. Absolut imbatabil. Ok. Hai să ne concentrăm și pe al treilea meci pe ziua de astăzi. Să vedem, va fi un miracol de Crăciun. Eu când filmez e 1 dimineața pe 25 decembrie. Deci e tot Crăciunul, ca să zic așa. Ok. Bun, o să punem asta aici. Asta. Oh my god, oribil. Inferno. No, deja a început să tragă. Oh my god, no, 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 no. Nu pot să cred, oribil. Bă, ce a fost pușul ăsta? Ce a fost pușul ăsta, frate? Bă. Bă. Hai, te rog, în față, în față, în față, în față, în față. No, da, ok. Da. Absolut degeaba. Nu, că o să dau un Nightwish aici. Și după foarte rapid o clonă. Oh my god, pe bune. Nu mă lai să-mi dau clona. Oh my god, nu mă lasă să-mi dau clona. Și s-a dus clona. Ia uitați câte trupe vin spre el. Și așa o să-i luăm noi 3 crown-ul. Mult prea ușor. Ce ziceați de decul meu? Frate, nu ai cum să oprești decul ăsta. Mă rog, primul tip a putut. Primul tip a putut. Dar nu ai cum, frate. Deci decul ăsta este absolut genial. Ok. Mai jucăm un match. Cum să nu mai jucăm noi un match cu decul ăsta mirific? Așa. Bun. Ce mi-a pus el? Witch. Ok, frate. Hai, hai, hai. Bă, nu pot să cred, mă. Bă, Inferno Tower, mă, ce-i cu tine, mă? Se pune prea greu ăsta, mă. Na, bine. Ok. Vai de mine. O să-i dăm un zap ca să-l opresc. Da, degeaba. Ok, o să dau o clonă la ambele witch-uri. Hai, 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 hai. Da, nu mai am de ce să dau clonă. Ok, o să dăm ceva damage oricum. Asta totuși e foarte bine. Punem deja un golem. Punem deja pe partea asta, nu mai are rost să ne chinuim. Pompa asta văd că face aici, lucrează ea. Hai, frate. Crezi că-ți mai merge acum? Pe bune. Am fost eu prost odată și te-am lăsat, dar... Gat. Pe bune. Și crezi că o să-ți meargă mult, mă, cu prințesa?
Pe bune. Tu asta crezi? Aoleu. Aoleu. Dar mai dăm o clonă pe ăsta și zic că ajungem. Sigur o să dăm măcar ceva damage acolo. Da. Da, se ocupă. Se ocupă golemul meu. N-are treabă golemul meu, frate. Absolut nicio treabă nu are. Ah, dar nu-i problemă, mai dăm unul. Dar știi ceva? Dăm și un skeleton army, frate. Da, bine, ok. Ok, bravo, ce pot să spun? Ești un șmecher. Și acum dacă pun Inferno Tower-ul ăsta suficient de rapid ca să distrag balonul. Dar de ce nu am distras balonul? Oh my god. Ok. Oh my god, ok, ok. Deja avem o mică problemă. Oh shit. Dăm o clonă aici să vedem ce se întâmplă. Dăm un zap. Oh no. Prințesa aia n-are nicio treabă. Bă, și tipul ăsta mă ia? Acum am văzut. Acum am văzut că mi-a luat ambele turnuri. Nu pot să cred, mă. Eu acolo încercam să trag de timp, să merg pe atac, să bă, dar nu. Bă, n-ai cum, bă. Bă, n-ai cum. Nu vreau, mă, frate. Nu vreau, n-am ce să-i fac. Ok, nicio problemă. Mai jucăm, mai câștigăm un match level 7. Da. Nici nu o să știi ce te așteaptă. Ah. Să înțeleg că ești șmecher. Deci să înțeleg că ești șmecher și ai golem. Ah. Bine, frate. Mult noroc. Dar nu-i luam băi! Super, mă, dar nu se fac de-astea, mă. Bă, dar nu... Bă, dar ăștia cam iau mult din ăsta, mă. Mi-au luat cam mult, mă. Bă. Nu pot să cred, nu pot să cred așa ceva. Nu pot să cred așa ceva. Na. Da. Se pare. Cum am putut să pierd în halul ăsta? În halul ăsta, frate. Pe bune. E, mai jucăm un match. Nu e o problemă. Măcar nu putem scădea în arena 7. Vreau să refuz să mă gândesc la această idee de a scădea înapoi în arena 7. Ok. Hai, mai fă de-aia, mai fă de-aia, mai fă așa. Da, gata, acum o ia. Dar asta ce-a făcut, mă, și-a irosit tot elixirul, frate. What? Bă, ce-am avut eu la gol ăsta, mă, așa? În halul ăsta. Băi, stai, mă, așa. Că n-am înțeles ce s-a întâmplat, frate. Ok, și cum iau eu wizardul ăla cu toți ăia, cu n-am înțeles, what? Dar șoia golemul meu rău de tot, văd, adică nu, șoia rău. Ok, da, dăm clonă pe witch și pe astea, așa, și gata. Bun, i-am luat turnul, foarte bine. Bravo, clonă, ești genială, te ador. Deci clona, frate, dacă o folosești cum trebuie și, mă rog, ești în circumstanțele potrivite, că nu tot timpul ești, distruge tot. Dacă ai un golem cu Nuichi cu Nightwish, s-a terminat. Ok, și tu ce ai să-mi faci? Că tu o să dai pe ăsta și ăsta o să te pârlească și gata. Ce ai să faci? N-ai ce să faci. Te înțeleg și pe tine acum. N-ai ce să faci.
Ai dat un de la, absolut inutil. Absolut inutil. Și aia la fel, din nou, absolut inutil. Că eu-ți fac așa și te-am pârlit, ești nebun. Ok. Foarte frumos, aștept să pun un golem aici, dau o clonă și s-a terminat șmecheria. Adică nu, nu sta, eu nu mai stau la discuții, gata. Ok, nu prea mi-a mers șmecheria, într-adevăr. Recunosc că nu mi-a mers șmecheria, dar... Hai că poate o să meargă. Ușor, ușor. A, nu, n-am dat bine, fuck. Dar oricum, mai sunt multe secunde, puține secunde, am luat un turn, măcar îl batem... Tu ce dracu faci, mă? Măcar îl batem la o coroană, dacă nu trei, tot e ok, nu mă plâng. L-am bătut cel puțin față de celelalte meciuri. Oh my god, frate, cum am pierdut celelalte meciuri, oribil. Bun. Bă, dar îmi place că am chestia asta, știi, dăm the gold, mult mai mult gold. Și merge foarte bine. Bun, 2440, mai avem puțin, mă rog, mai puțin, 150 de trofee până în arena, până în arena nouă. Dar vom ajunge acolo, vă asigur. Mamă, mamă, stai puțin. Stai puțin, ce facem, băieți? Ok, Zep, ăsta. Tu degeaba. Și după o să dau clonă la Nightwitch. Să vedem dacă... Da, nu. Nu mai, mă potolesc și eu, mă calmez. Bine, dacă mi-ar merge și mie netul, nu știu de ce nu mi s-a pus Witch-ul ăla. Absolut inutil mine în Hordona. Asta pot să spun. Bă, n-am ce să pun, n-am. Spark, e ok, minunat. Absolut mirific. Absolut inutil. Ok. Păi, boss, nu știu, adică eu n-am treaba așa. Ce pot să spun? Îți spun un dăsta așa. Oh my god. Bă, într-adevăr, e bun Spark, eu, nu mai e așa bun, că nu mai e. Dar oh, Doamne, urăsc Inferno Dragon. Zap. Oh my god, nu pot să cred. A, măcar la ce să dau clon? N-am dat clon la nimic. What the fuck? Ok, și mi-a dat căcat ăsta de... Oh, cu scheleți. Bă, măcar am luat turnul cu vieții aia, dar... Bă, și scheleții ăștia o să-mi facă ceva damage. Eu, uite și tu. Să mor tu că n-am luat turnul. What? Să mor tu. Bă, nu pot să cred, mă. Halo ăsta. Păi da, mă, ăsta și-o ia așa, hați. Dar nu, mă, nu trebuia să dau ăla, ce prost sunt. Uite, vezi că acum el îmi face asta. Și eu îi fac asta. Și îmi pune de ăla, puii mei. Și mai pun un d-ăsta, n-am, nu știu. Care să sperăm că ne va apăra, uite. Da, bine, ăia. Super. Vai, ce vine spre mine, frate. Oh my god, oh my god, ok. Mi-au pârlit turnul, ești nebun? Mi l-au făcut praf. Băi, eu ce fac? Am mamă, uite ce-mi face ăsta, ești nebun? Incredibil cum am fi. Oh my god, ok.
Fraților, aici vom încheia și acest episod foarte tare de Clash Royale. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe acel buton de like. Ok, faza e că deck-ul ăsta e bunicel, știi, dar nu e perfect, adică niciun deck nu e perfect. Adică poți să pierzi cu orice deck, cât de tare ar fi el, poți să pierzi cu el, știi? Și da, mai ales că e unul, dimineața sunt destul de obosit și cred că de asta nu m-am putut concentra să joc, dar vă promit că voi juca mai bine episoadele care urmează. Cam asta e episod, eu am fost Gami, ne vom vedea data viitoare. Pa! Și Crăciun fericit!